Bărbații cu cancer de prostată au mai multe opțiuni de tratament. Acesta poate implica chirurgie, radiații sau terapia hormonală. Este posibil să aveți o combinație de tratamente. Dacă medicul dumneavoastră vă recomandă așteptarea vigilentă, sănătatea dumneavoastră va fi supravegheată îndeaproape. În acest caz, veți avea tratament numai dacă simptomele apar sau se înrăutățesc. Prima formă de tratament cu ghilimele de rigoare este ceea ce se cheamă watchful waiting. Ce au vrut să spună cei care au imaginat o asemenea strategie? Există anumite cazuri, anumiți bolnavi, la care o perioadă de timp este suficientă o monitorizare activă în ceea ce privește nivelurile de PSA, în ceea ce privește examinarea clinică, bolnav într-o fază în care niciun tratament nu este benefic pentru el, nu este oportun. Și atunci să preferă așa numitul watchful waiting, adică o supraveghere activă. Chirurgia este un tratament comun pentru cancerul de prostată, mai ales în etapă timpurie. În acest caz, medicul dumneavoastră vă poate elimina prostata întreagă sau numai o parte din aceasta. A doua opțiune, și este cea mai dură dintre toate și care a câștigat teren formidabil în ultimii ani, este ceea ce se numește prostatectomia radicală. Prostatectomia radicală este o operație cu viză curativă. Deci, practic, o prostatectomie bine făcută, bine gândită, pe caz bine selecționat, îți aduce 95% cam pe acolo succes. Până tratament hormonal, de regulă, se adresează bolnavilor în fază local avansată, care nu beneficiază de șansa prostatectomiei sau în fază metastatică. Și aici putem discuta de orhiectomie, care este o formă de ablație hormonală de tip chirurgical. Încă se mai consider că este gold standard în materie, deși în ziua de astăzi noile tratamente hormonale tind să ia locul acestei orhiectomii, care și-a păstrat încă locul. Mai există însă și terapie prin radiații, care utilizează razele pentru a ucide celulele canceroase. Aceasta afectează celulele numai în zona tratată, adică pentru probleme locale. Îngrijirea după tratament pentru cancerul de prostată este important. Chiar și atunci când celulele de cancer au fost îndepărtate sau distruse complet, boala recidivează, uneori deoarece celulele canceroase nedetectate au rămas undeva în organism după tratament. Medicul va monitoriza în permanență evoluția pacientului, iar controlele pot include teste de laborator, raze X, biopsii sau alte teste.